În conformitate cu normele internaționale, sclavia și Holocaustul sunt considerate crime împotriva umanității și există o întreagă legislație în dezvoltare care să blocheze astfel de exprimări rasiste împotriva minorităților naționale, în cazul nostru specific al romilor. Constatarea firească ar fi că sclavia și Holocaustul sunt fundamentele rasismului românesc, un termen, din păcate, neutilizat în cultura românească, considerat ocult, interzis, deși aceasta este realitatea. În țările democratice, care au decis că trebuie să găsească o împăcare istorică cu propriul trecut, acești termeni sunt utilizați formularea lupta împotriva rasismului. Romii au emigrat din spațiul indian ca popor liber. Prima atestare a romilor în spațiul românesc medieval, din 1385, o reprezintă consacrarea statutului de sclavi al acestora, în care s-au aflat vreme de mai mult de jumătate de mileniu. Numele peiorativ atribuit romilor a fost acela de țigan, care însemna sclav. Acesta provine din greaca medie, athinganos, de neatins, blestemat sau spurcat. Sensul termenului este dat de Biserica Ortodoxă de rit bizantin, referindu-se la romi ca fiind în afara corpului bisericii creștine. Starea de sclavie din țările române i-a exclus pe romi din condiția de ființe umane, ei fiind considerați bunuri mișcătoare, obiecte de schimb, aflate în posesia stăpânilor lor, domnitori, boieri sau mănăstiri. Proces dificil și relativ îndelungat, realizat la presiunea Europei, dezrobirea juridică a romilor nu a condus la o schimbare fundamentală din punctul de vedere al statutului romilor în raport cu populația majoritară. Programul reformist al pașoptiștilor și al guvernelor care au urmat a neglijat problematica economică, în special împroprietărirea, și aspectele de ordin moral. Majoritatea foștilor sclavi, în special foștii robi boierești și mănăstirești, s-au văzut nevoiți să se întoarcă la foștilor stăpâni și să continue să trăiască într-o stare de semirobie, fără șanse reale de emancipare. Dacă sclavia și Holocaustul sunt crime imprescriptibile împotriva umanității, atunci trebuie să ne punem câteva întrebări. România semnează în 1919 la Paris tratatul privind minoritățile. Acesta îi ignoră pe romi. În pofida acestei istorii, în perioada interbelică, romii din România cunosc o scurtă perioadă de emancipare. Se formează prima elită intelectuală și economică romă și începe mișcarea civică a romilor. O anumită evoluție economică, o anumită dezvoltare a capitalismului în România interbelică, au acționat asupra întregii populații României și inclusiv asupra romilor, producând diferențieri sociale foarte serioase în cadrul populației române. Există o pătură care se consolidează, care putea să stea pe picioarele ei, putea să-și conducă bine viața. Pe 27 aprilie 1919 are loc adunarea națională a țiganilor din Transilvania, la Ibașfalău, județul Sibiu. Aceasta înaintează statului român cel dintâi memorandum al romilor, în care solicită eliminarea denominației negative de țigan și acordarea egalității în drepturi. Încremeniți într-un proiect european al drepturilor omului și cetățeanului, rămas același neschimbat de secole, romii nu au decât o singură posibilitate: să evite răul mai mare în așteptarea unui bine cât de mic. Pe 8 octombrie 1933 ia ființă Asociația Generală a Romilor din România, condusă de G.A. Lăzureanu. În 1934 se înființează Uniunea Generală a Romilor prin reunirea asociațiilor romilor, condusă de Gheorghe Niculescu. Cel mai important periodic rom este Glasul Romilor, editat la București în perioada 1934-1941. Trecutul istoric al romilor nu mai poate fi considerat doar o amnezie întreținută de către statul român, cât mai ales o inexplicabilă reticență a elitelor rome de a-și asuma atât trecutul, cât și proiecția viitorului. În perioada interbelică, eșecul modernizării României a presupus căutarea unui țap ispășitor. Între ei au fost romi. Existau în legătură cu romi o serie de clișee
majoritatea negative. În colecția Proverbele Românilor, publicată între anii 1890 și 1912 de către Iuliu Zane, sunt incluse câteva sute de proverbe care reflectă mentalitatea prejudiciată și stereotipă față de romi. Cu țiganul nu e păcat. Poți să-i faci orice ai vrea, căci toți țiganii din lume nu fac cât un creștin al lui Dumnezeu. La cimitir, țiganii trebuie îngropați de Pașca ca să nu se amestece oasele lor cu ale românilor. Priviți tot mai mult sub zodia exoticului, romii devin una dintre cărțile de vizită ale României. Ca personaje principale ale cărților poștale cu salutări din România, ca un paradox a ceea ce avea să urmeze. Din punct de vedere politic, cultural și social, romii au fost în permanență considerați o subcultură parazitară, un grup social inferior, o rasă disgenică. Eugenismul este o teorie care susține ideea de rasă superioară, în virtutea căreia dreptul la existența celorlalte rase trebuia suprimat prin sterilizare, izolare și etnocid, sau, în regimurile naziste, soluția finală. Preocupările de eugenie în spațiul românesc apar în această perioadă, la sfârșitul în anii 20, mijlocul anilor 20, sfârșitul anilor 20, și ele apar în special la nivelul unor societăți, unor cercuri academice. Între ideologii eugenismului românesc s-au numărat scriitori, sociologi, etnografi, juriști, medici, considerați personalități ale culturii românești. Cei Parhon, Ion Kelcea, Traian Herseni, Iordache Făcăoaru, Francisc Iosef Rainer, Gheorghe Marinescu, Gheorghe Făcăoaru, Sabin Mănuilă. Apare conceptul de minoritate balast. Iar aceste minorități balast sunt două, de fapt, romii și evrei. Coeficientul de inteligență al țiganilor este, potrivit cercetărilor noastre proprii, cu 15-30 de puncte inferior decât al sătenilor români. Nivelul intelectual mediu al țiganilor cade în categoria înapoiaților mintali. Amestecarea sângelui românesc cu cel țigănesc este cea mai disgenică influență care afectează rasa noastră. Fără nicio îndoială, decăderea poporului român se datorește infiltrării în grupul nostru etnic a unor elemente de rasă inferioară, corcirii sângelui străvechi, geto-roman, cu sânge fanariot și țigănesc, iar acum în urmă cu sânge jidovesc. Apare, ca să zic așa, la sfârșitul acestei perioade și sub influența a ceea ce se întâmplă în Europa și în special în Germania, după 1933, venirea la puterea lui Hitler și dezvoltarea unor politici de tip rasist. Deportarea romilor din România în Transnistria face parte din cadrul ideologic național-socialist din anii 1930-1940. Zigeuner Wissenschaft, studierea țiganilor, a reprezentat în Germania nazistă contextul adecvat dezvoltării politicii autorităților germane față de romi. În luna mai a anului 1942 s-a realizat un recensământ care urma să identifice romii problemă. Din această categorie făceau parte toți cei care nu își puteau justifica existența. În urma recensământului au fost înregistrate 40.090 de persoane, în acest număr fiind cuprinși și toți romii nomazi. Toți țiganii nomazi, acei care nu își pot justifica existența și acei cu condamnări, vor fi adunați prin grija organelor jandarmeriei și trimiși până la 1 noiembrie anul curent în Transnistria.
În cazul romilor nomazi, nomadismul constituia criteriul suficient pentru a fi considerați de către regimul Antonescu indezirabili pentru societatea românească. În cazul romilor sedentari, s-a recurs la un ecarisaj social, pretextul folosit fiind cel al romilor considerați problemă. Statul român de la acea perioadă a trecut în proprietatea sa proprietățile pe care acești romi le lăsau în urmă. În privința bunurilor lor mobile și imobile, s-au luat măsuri a se inventaria și lua în primire prin Subsecretariatul de Stat al Românizării și Colonizării. Un document al Prefecturii Poliției Capitalei din 31 august 1942 arată că autoritățile își puneau problema legalității acestor fapte. Cum urmează să se procedeze cu averea mobilă și imobilă pe care o au acești țigani și pe care, în situația de evacuați, nu o vor putea lua cu ei? Unii dintre ei sunt proprietari de terenuri sau clădiri. Ce soluție legală se poate găsi pentru această părăsire de bunuri? În anul 1942 au fost deportați în Transnistria, pe malurile Bugului, aproximativ 25.000 de romi. La data de 1 iunie 1942 a început deportarea romilor nomazi, fiind deportate un număr de 11.441 de persoane. Romii sedentari, considerați pericol, au fost deportați începând cu data de 12 septembrie a aceluiași an în număr de 13.176. S-a spus 1942, septembrie 11, deșuiec septembrie. Am dat deșuiec Vazdea Sabi. La ora 6 dimineață, calșou. Calșou, andairea de dimineață, atunci a vileas, arestisardea sa mea, hai lasa mea, cu scurtă. Marele Stat Major, secția 1, către Ministerul Apărării Naționale, Cabinetul. Am onoarea să vă aduc la cunoștință următoarele. Toți țiganii nomazi, fără excepție, au fost evacuați în Transnistria din ordinul președinției Consiliului de Miniștri. Domnule comandant, jandarmii argeșeni și-au făcut pe deplin datoria cu ocazia evacuării țiganilor din Pitești în Transnistria. Pentru modul perfect cum ați organizat și condus această operațiune, vă rog să primiți viile mele mulțumiri. Hai pomeni selam! Ah, data! El șângale sa că șângale pe nasa slângă păl timpul. Când el tu mi-a ditras mistie. Și i-am lăsat Roma mare tras mistie. Mă, la Buhu. Am do Buhu în care tu. Ești garanticate! Nomazi au ajuns în Transnistria cu propriile căruțe. Acolo li s-au confiscat căruțele și caii. Romii sedentari au fost deportați cu trenurile de marfă. Pe teritoriul Transnistriei, tuturor deportaților le erau confiscate documentele de identitate, fapt care conducea la ștergerea lor din existența civică și, ulterior, din existența fizică. Devla, devla, și mi dapte poia devla. Buți să sar, buți păt să sar de mai cimulem. Hai de cea ca n-a cimulemita.
Romii deportați au fost supuși unui regim de muncă forțată, în condiții de subalimentare, frig și lipsă totală de asistență medicală. Deportarea în Transnistria a însemnat exterminarea a mai mult de jumătate din romii deportați, prin foame, frig, tifos și violențe care au ajuns deseori până la viol și crimă. Și mai omorât țiganca. Ne mai distram și noi cu ea, trebuia să-l omor pe ăsta. Care este adevărul comun împărtășit pentru ca ororile trecutului să nu se mai repete? Internați în lagăre de muncă forțată, subnutriți, fără nicio formă de condiții igienico-sanitare, romii au căzut pradă unei boli favorizate de apariția paraziților. Tifosul exantematic, boală extrem de contagioasă, a condus la îmbolnăvirea a mai mult de jumătate dintre cei deportați și moartea multora dintre ei. Pretura raionului Landau, 7 februarie 1944. Către prefectura Berezovka, biroul muncii. Spre mijlocul lunei decembrie a izbucnit epidemia de tifos exantematic, cu care ocazie media morților s-a ridicat zilnic la un număr de circa 200-250 de morți. Pe toate aceste cadavre mișunau păduchi de aproape un deget grosime. Din cauza celor mai sus relatate, nu se putea ține evidența viilor și nici cea a morților. S-au decalinat. Puteau de azi mai mult tifos. Ne-a plecat ea. A devenit caracterul tot. Cria s-a minimat.
Citaran să n-ai gânci. Verdi s-a răzbat. Sona zman zor te arăt în autume. Te în autume înghe hamas. Oder, te arăt în autume. Ce? Să-mi corcorea că n-a. Să te ia acasă, Șabel. Și unde-n tu mare de ades? N-ai canci. Bește în codia sa. Te n-a holia vel pe tu mende. Jau col chirve. Te dena menge vast. Avau să Eșaven de... Eșaven. Kirvea Kaisan Hai, avena să ruș sahle a hurdon cadici de lungu hațapa lungu zar de cătar de cola pe la tete în cheal cârligu cade sas hai pus să velas le andoc el așnes hai vas de la hale podui gene hai și de la sle tu m-am distrada am dorit un haun pangle moste, te n-a lăli o micop. Arșunez. Ce dileam te hohotuc? Ha, e pus să velas le cocot. Cote e cocot. Baze la le opre, hangar la le abi. Hai și de la le-am dorit un. Hai per la suurdon. Burpos. Hai că de s-a Ahgurapa, tu cum ai abria în cabestar. Banii, păi chiar că de ce mi-a trâng, mai but. Hai pierde la mule. Hai și de la te am de groapa e pabrești. Nu există până în prezent o inventariere a numărului gropilor comune cu romi. Până în prezent, nu a fost marcată nicio groapă comună. Marcarea acestor gropi comune va contribui la combaterea curentului negaționist al Holocaustului din România. Dare de seamă din 5 decembrie 1942, asupra serviciului executat în județul Oceacov de la data de 19 noiembrie la 4 decembrie 1942.
Din cauza răului tratament, până în ziua de 25 noiembrie anul curent, au murit 309 țigani. Au fost găsite cadavre de țigani pe șoseaua Oceacov-Alexandru Dar. Aceștia au murit de foame și frig. Lagărele de țigani, starea sanitară, înspăimântătoare, murdari, desculți, zdrențuroși. În județul Berezovca au murit circa 3.000 de țigani, iar în timpul iernei s-au constatat cazuri când cadavrele celor morți erau ținute în casă pentru a putea primi și rația de hrană a acestora, marea lor majoritate bolnavi de inaniție. Mai jasa sa me, alor și ora, s-o mă scădeți, dragul, cu bine, 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 hai că da sa spicea, ghivescă, pa urma lenghi, rușlenghi, cât așa sa spici, mara sa slei, în bunturi să chira sasli. Ha ha sas. Doi, mă găsim. Nădărașe, nădărașe, nădărel tut chitei. S-o te dau tu, cășe. Bihan țipai, te mai nachel tu că-i boc. Mă ne voldai. Abosia, ce? S-o se dusa? Ne vlasă te chiarau. Nădărași, nădărași, ce mai babos ca de-a zurales? Le tahașe, zumas, le tahașe, zumas, le tahașe, zumas. Demla! S-o cărțiez! Demla! S-o cărțiez! Demla! S-o Inspectoratul Jandarmi Odessa. Buletin asupra stării de spirit în jandarmerie pe luna septembrie 1943. Țiganii se găsesc plasați pe teritoriul județelor Berezovca și Oceacov în total de 2441 de țigani. Duc mare lipsă de îmbrăcăminte și au groază de iarna ce vine fiind aproape goi. Datorită acestei stări de lucruri, la iarnă vor muri de frig și subalimentare, cum au murit și în iarna trecută, rămânând ca la primăvara viitoare problema țiganilor din Transnistria să dispară odată cu dispariția lor. Oh, devla, 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 devla,
Botul nu am ulei de luat. Bocata hașule stare. Cifrele oficiale nu acoperă în totalitate numărul romilor deportați, mulți dintre romii nomazi neavând documente de identitate, deci neputând fi numărați. Conform mărturiilor supraviețuitorilor, primii care au cedat în fața foamei și a frigului au fost copiii. Cifra oficială a romilor deportați, conform raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, este de 24.686 de persoane, dintre aceștia 12.953 copii. Ca a doua țară după Germania nazistă, prin numărul de victime, statul român este în situația de a căuta soluțiile de împăcare cu propria sa istorie. Este un bun început, care a început de fapt în 2004, când statul român a acceptat concluziile raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și care, iată, prin legea 217, își are efectele. La fel, s-a constituit un institut de cercetare a Holocaustului, care pas cu pas va prelua și problematica Holocaustului romilor. În aprilie 2015, Parlamentul European a adoptat o moțiune prin care a instituit o zi de celebrare a Holocaustului romilor în Uniunea Europeană, o acțiune pe care și statul român, prin legea 217 privind crimele împotriva păcii și umanității, tot din 2015, a adoptat-o la rândul său. Deși sunt rom, mi se spune țigani. Deși par refugiați și azilanți economic, romii sunt considerați nomazi primitivi, cărora li se limitează dreptul la liberă circulație. Deși statul român spune că romii sunt o problemă europeană, statele europene spun că romii sunt o problemă a statului român. Pentru a se putea vorbi despre o recunoaștere de facto a Holocaustului romilor în România, este imperios necesar să se adopte, la nivel național, o serie de politici publice care să cuprindă campanii publice de luptă împotriva rasismului, programe de cercetare a sclaviei și Holocaustului romilor, introducerea problematicii rasismului în curriculumul școlar, conservarea și dezvoltarea memoriei Holocaustului romilor, așezarea de plăci memoriale și monumente în spații în care s-au petrecut acele crime. Deci, o abordare oficială a chestiunii sclaviei și Holocaustului romilor. Dincolo de toate ce poate face omul în numele Domnului, în numele statului, în numele drepturilor omului, este să caute el însuși adevărul și împăcarea. Pentru că cine își uită trecutul, îl va repeta.